Bună, drăguților, bună, sufletele mele frumoase! Sunt aici alături de voi pentru a face etalarea lunii iunie pentru toți cei din Fecioară. Că ești tu în Fecioară, că ai pe cineva în Fecioară și ești interesată, interesat de acea persoană, oricum ar fi, ești binevenită la masa mea. O să mă adresez ție ca fiind partea feminină, pentru că mi-este mai ușor. Dacă ești un bărbat, o să te rog doar să îți adaptezi mesajele, nu-i mare lucru. Bun, haide să vedem. Trei mesaje vreau și eu din acest oracol pentru tine. Ceva te enervează pe tine. Luna, opa, a venit patru, nu-i mai. Ceva te enervează pe tine. Parcă cei din jurul tău vorbesc despre lucruri imposibile. Cei din jurul tău vorbesc așa nonsens, știi? Parcă nimic nu are sens pentru tine în perioada asta. Tu îți dorești un lucru, cei din jurul tău vorbesc despre cu totul altceva sau încearcă să te tragă înapoi, știi? E ca și cum tu le spui lor despre planurile tale, despre ceea ce tu îți dorești, iar cei din jurul tău îți spun, asta e imposibil, n-ai cum să ajungi acolo, e foarte greu, știi? Lasă, nu îți mai face tot felul de gânduri, chestii de genul ăsta. Te enervează, pur și simplu. Te enervează cei din jurul tău. Sunt gică contra, cum s-ar spune. Ce te mai stresează așa un pic este faptul că cineva ți-a făcut aici o promisiune și promisiunea aia nu se mai îndeplinește. Sau, na, persoana aia nu mai se ține de cuvânt. Promisiuni făcute așa aiurea. Și posibil ca tu să-ți fi pus baza ceea ce acea persoană a spus. Și acum ești un pic așa stresată în legătură cu toată treaba asta, pentru că tu îți dorești tare mult să... Da, uite, minciuni. S-a întors cartea asta, vezi, șaptele de spade, da? Nu mai aștepta. Deci dacă cineva ți-a promis ceva și tot ai așteptat și tot mai spera, că speranța e aiurea, știi, e degeaba, pentru că lucrurile nu se întâmple. Promisiunea e falsă. Ok, hai să vedem, dragă fecioară, cum vei fi tu în luna iunie. Foarte confuză, în primul rând, și indecisă. Confuză și indecisă. În legătură cu ce? Cu justiția, cu o balanță? Poate că ai treabă cu cineva din balanță sau ai treabă cu o situație care nu este tocmai corectă, știi? Și ți se pare ție că ceva nu este corect. În subconștientul tău ai un 9 de monede. 9 de monede, cartea independenței. E cartea succesului financiar, dar și a singurătății. Parcă simți tu că ești singur așa pe drumul ăsta. Parcă ai pornit așa pe un drum, ești cumva singurică pe drumul ăsta și nu știi ce să faci, să mai continui, să nu mai continui. În trecut ai avut de-a face cu un rege de spade. În viitorul apropiat ți apare o trezire spirituală, o revelație sau pur și simplu poate fi împăcarea cu cineva. Cum vezi tu lucrurile? Te gândești un pic la vacanță, te gândești un pic la planurile de viitor și aștepți ceva. Ce vine din exterior? Când am zis aștepți ceva, a sărit cartea asta, împăratul. Ce vine din exterior către tine? Păi vine o persoană importantă pentru tine, o persoană care joacă un rol foarte, foarte important în viața ta. Frica sau speranța ta? Ți-e frică aici să te îndepărtezi? Poate că ești dependentă de cineva sau, cum să spun, din punct de vedere emoțional. Și parcă ai teama asta să te îndepărtezi, te gândești încotro mă duc, ce fac, știi? Parcă nu ești încă pregătită să pleci, nu ești încă pregătită să pui piciorul în prag aici, să mergi pe drumul tău, să mergi în direcția în care tu îți dorești, pe o parte îți dorești lucrul ăsta, să poți face acest pas, pe de altă parte ai o teamă, știi, să întorci spatele și să pleci. Și către ce te îndrepți? Către o soluție, către adevăr, către corectitudine. Haide să vedem, totuși. Să încercăm să le clarificăm puțin, să vedem ce ne spune fiecare carte așa în parte. Și nu știu de ce îmi vine mie să încep cu regele ăsta de spade. Regele de spade, confuzia asta ta, cei cu justiția asta din mintea ta, între ce și ce pendulezi aici. Nouăle de monede, judecata și aici punem așa câte o carte pentru fiecare situație.
Bun, hai să începem cu justiția. Păi justiția poate fi vorba aici despre un divorț pe care, la care tu tot te gândești în unele cazuri, în alte cazuri te gândești că acest bărbat nu a fost tocmai corect cu tine și ți-ai cam dori să fie, știi? Să fie. Vezi tu, în cărțile astea mi-arată o persoană, o femeie care își cântărește inima, da? Își cântărește inima și inima ei este la fel de ușoară ca un fulg. Și acum apare bărbatul ăsta în mintea ta, în gândurile tale și te întrebi oare dacă el este la fel de sincer ca tine? Poate fi și asta, da? Ai vrea cumva să-i pui inima pe cântar? Ai vrea cumva să știi cât este de sincer, cât este de curat la suflet, la inimă? Cine e regele ăsta de spade? În trecut, ai discutat aici cu cineva, poate fi vorba despre un avocat sau poate fi vorba de o persoană cu care tu ai avut ceva discuții. Ce cu confuzia asta? Confuzia asta se referă la sănătate. Scuzați-mă. Se referă la sănătate, poate că ai mai multe probleme și nu știu pe care să o rezolvi prima. Și aici văd că tot pendulezi, tot aștepți, vrei să iei o decizie, dar încă nu poți lua această decizie până când nu vine ceva veste către tine. Aștepți un rezultat. Aștepți un rezultat înainte de a face, de a lua o decizie. E ca și cum tu ești pregătită să iei o decizie și nu poți face lucrul ăsta până când nu îți vine rezultatul, de exemplu, divorțului sau nu știu ce treabă ai tu că ai și cu justiția. Justiția mai poate însemna și ceva medical. De exemplu, dacă tu te duci, ți-ai făcut niște analize, știi, și tu totuși vrei să pleci, să te duci nu știu unde, zici, nu mă duc niciunde până nu văd dacă totul e bine și ok, ce tratament trebuie să iau, ce trebuie să fac, știi? Ceva în genul ăsta. Și aici, ce mai văd eu? Văd că tu speri la independența asta și ești foarte puternic, ai un suflet extrem, extrem de puternic, de curat, așa și puternic. Bun. Ce ți apare aici? Un norocel. Sau, foarte curând, vei afla o veste sau foarte, foarte repede, în momentul în care asculți etalarea, la 2-3 zile sau 2 ore sau auzi o veste bună, bineînțeles, sau nu neapărat bună, dar auzi o veste. Bun, hai să vedem totuși, e bună, e rea vestea asta? Mai punem aici o carte. Ops. În legătură cu acest drum, adică iei o decizie, știi? Iei decizia. Pentru că îți vine un rezultat și iei decizia. Sau, în alte cazuri, pur și simplu te hotărăști să-ți cumperi bilet sau te hotărăști să, da, să pleci undeva. Mai ales dacă ești indecisă, nu știi ce să faci. Văd că o să găsești aici răspunsul. Ce mai văd aici? Cum vezi tu lucrurile? Măi, aici nu prea îmi place, pentru că aici e ca și cum decizia pe care tu o iei, nu știu dacă e tocmai bună, pentru că felul în care tu vezi lucrurile te cam țin pe loc. Planurile tale de vacanță, planurile tale se cam închid așa cumva. E ca și cum parcă ceva se oprește pentru tine, parcă nu poți să... S-ar putea ca decizia asta să nu fie tocmai bună. Deși eu văd aici un norocel, totuși, parcă în felul în care vezi tu lucrurile, nu știu, preferi să rămâi acasă, știi, ceva în genul ăsta. Și atunci, ce vine către tine? Vine un contract. Măi, dar ce am? Nu pot să vorbesc la voi, nu știu ce mi se întâmplă. Mi se tupule ceva pe gât. Împăratul și inelul ăsta. Împăratul și inelul arată o persoană foarte importantă sau un contract foarte important sau o decizie, de exemplu, din partea statului. Împăratul mai poate reprezenta și o instituție destul de puternică, cum ar fi chiar guvernul, știi? Dar poate fi și un bărbat. Un bărbat foarte important pentru tine. Sau o femeie, dacă ești energie masculină. Da? Care vine cu o propunere, văd. Vine cu ceva frumos către tine. Vine să-ți împlinească o dorință. Și ce văd eu aici? Văd că tu întorci spatele, ești un pic confuză, nu știi ce să faci, să rămâi, să nu rămâi, să pleci, să... nu știi ce să faci. Iar aici mai târziu văd că tu găsești o soluție. Hai să vedem la ce se referă soluția asta și mai văd că păstrezi niște lucruri așa cumva în secret. Câinele, un prieten bun, o bucurie, mai văd acolo o sumă de bani care te bucură foarte tare. Și o veste.
Aici văd și o sumă de bani, da? Dacă mă iau numai după cărțile de Lenormand, aș putea să spun că ai un prieten secret cu care vorbești, ai pe cineva în secret care îți rezolvă anumite probleme, un prieten foarte bun. Dar dacă mă iau și după cărțile mici, aș putea să spun că în curând, adică undeva până la sfârșitul lunii iunie, îți intră o sumă de bani aici. Văd niște bănuți care te bucură foarte tare. Foarte, foarte, foarte tare. Ok. Și cheia, ia uite. Poate fi vorba despre o mutare, poate fi vorba despre o proprietate, poate fi vorba despre o moștenire, de exemplu, sau o soluție la o problemă, da? Pe care tu o ai, o să o rezolvi. Bun, dragi drăguțele mele, hai să vedem un sfat din partea cărților pentru tine în luna iunie. Mai ce de cărți au picat aici. Ok, fertilitate văd pe aici, deci ești foarte fertilă, dacă mai e cazul, da? În perioada asta ai putea rămâne chiar însărcinată. Mai văd aici că ar trebui să, da, autorități, uite, unii dintre voi sau unele dintre voi, drăguțele mele fecioare, veți avea de-a face cu autoritățile, știi? Și mai poate fi aici și autoritatea ta, da, felul tău de a fi, felul în care tu te impui în fața celorlalți, să fii autoritar, să fii, dar rămâne și mesajul pe care l-am spus puțin mai devreme și văd aici că tu trebuie să lupți, să fii puternică și să lupți pentru ceea ce, să nu fii iepuraș așa să fugi, știi, să lupți pentru ceea ce tu îți dorești. Pentru că văd că ai totuși o treabă aici cu justiția asta, cu niște contracte, cu niște, da? În cazul în care, da, ai ceva de rezolvat, din punct de vedere judiciar, să zic, nu te da bătută. Nu te da bătută sub nicio formă. Văd că în trecut aici ai vorbit cu, posibil cu un avocat, pentru că regele de spade mai poate reprezenta și un avocat, un polițist sau ceva de genul ăsta. Și cărțile mi arată că nu ar trebui să te temi, ci să mergi mai departe. Ca și sfat pentru tine, pentru că tu știi că este dreptatea de partea ta, tu știi ce este cel mai bine pentru tine și să stai pe poziții, da? Să nu dai în spate, să nu fugi, să nu te sperii. Dar pentru alții mi-arată fertilitate, mi-arată, da, să te protejezi dacă nu vrei bebe, pentru că s-ar putea să vină aici un bebe, poate nedorit pentru unii, da, să te protejezi, asta mai mi-arată, da, ceva protecție, să spui bariere, să pui protecție. Bun, drăguților, cam atât am avut. Eu sper că v-a plăcut și ce să zic, până data viitoare, aveți grijă de voi. Numai bine, ciao, ciao!